Și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans, episodul numărul 20. În acest episod o să vă prezint al patrulea war, pardon. Deci am dat deja 3 war-uri și toate au fost câștigate. Și acum rulează sau nu rulează. Se desfășoară în acest moment al patrulea war, mai un minut și câștigăm. Și este foarte, foarte șmecher. Adică nici nu ne-am obosit prea tare. The Killer Raw a pierdut conexiunea la numărul 5. Aici, la numărul 1, s-au dus dragonii în altă parte, dar tot am câștigat. Și, na, o să dăm încă un war. O să selectez eu pe cine consider eu că merită să fie în war și că trebuie să fie în war ca să ne ajute. În orice caz, o să-l pun pe Danoscop și pe The Killer Raw în war, pe mine, pe XJOJOX, pe The Best Killer, cred. Nu știu ce să zic, The Best Killer cam. De fapt, n-a atacat deloc. Poate că n-a avut pe cine sau. Na. George ca Bulkin nu prea face cine știe ce în clan. Contul meu mai mic, Alex, a dat un atac de 23%, a atacat Versu, care are level, a avut level 50 și el știe să atace, dar probabil că era un Town Hall 8 din ăla, Rusher. Sau un Town Hall 9 Rusher, nu contează. Contul meu mai mic o să-l pun și The Infernos. Bun, s-a încheiat și war-ul. Hai să fac un screen. Bun, gata. Ce să mai avem? Clan de 2. Bun, dacă doriți să intrați în acest clan care efectiv s-a făcut de nivel 2, e foarte șmecher. Adică avem un clan care l-am înființat acum o săptămână. Săptămâna trecută l-am înființat, am dat primul war câștigat, al doilea war câștigat, al treilea war câștigat și ăsta a fost al patrulea war care a fost câștigat. Este foarte tare. Adică avem nivel 2 la clan. Foarte șmecher, adică ce s-a deblocat? La clan de 2 avem donation request și treasury extra storage. Ah, șmecher. Destul de mișto. Hai să facem un screen și aici. Pac, și aici. De fapt, acolo nu mai trebuie, că am făcut deja. Bun, start war. Hai să vedem pe cine băgăm. Danoscop, The Killer Raw, eu, XJOJOX, The Best Killer, Macaque 285, The Link, nu știu dacă îl băgăm. De fapt, stai, nu dăm war. Send email. Atenție, toată lumea. În urmă toare de minute vom da war, virgulă. Spuneți în chat dacă vreți în war. Bun, gata. Cine nu anunță, nu o să îl bag în war. Da, aparent telefonul meu scrie singur. Bun, am trimis și e-mail, o să îl citească ei. Da, ce l-am scris. Nu știu.
O să citească e-mail-ul. Nu știu ce să zic despre The Link. Adică n-a făcut mai... Oh, ăsta e Dragon Flame. Dragon Flame nu prea a atacat. War-ul trecut l-am băgat și n-a făcut mai nimic. Deci, The Link. E Rusher. Rău de tot. Are TH7 și își face TH8. Nu prea l-aș băga în War. Are toate resursele aici. Defensurile. Așa. Da, baza lui e distrusă. Pentru că, na, oricine putea să-l bată. Chiar și eu puteam să-l bat. Bun, dacă vreți să intrați în acest clan, o să vă pun clan tag în descriere și numele. Iar dacă vreți să intrați, o să îmi dați cerere cu... Sunt userul de pe YouTube, ca să zic așa. Și aș vrea să intru în clan. Eu o să vă vizitez baza, să vă văd trupele, să văd dacă sunteți rusher sau nu. O minim TH5 aș vrea. Dar da. Sper să citească mai repede e-mail-ul pentru că vreau să dau ori mai repede ca să scap de o grijă. Mi-a făcut King de 3. O Tesla la 3 și altă se face la 3, să se face la 11 și se face și raise spell la 3. Avansez destul de repede, adică peste o zi și 18 ore o să am defensiva maxată. Mai rămâne armiul care constă în... Hai să vedem, o să fac baraca asta la 9 și atât. Baraca la 9. Trupele. Minion de 2. Hog de 2, Rayspell de 4, Wiz de 4 și Balon de 4. Avem aici Treasury. Bun. Uite-te la baza mea să-mi zici dacă e ok. E destul de bună, da. Hai să zic. Bun. Adică ăsta nu l-are la 2. Ăsta l-are de 1. Paraci de 4. Nu prea e ok. Cannon de 3, mortar de 1, de 2. Air defense la 1. Nu prea e ok deloc. Dar îl las. Da. E bine că are gigant de 2. Bun, cât am filmat? 9 minute. Destul de puțin. O să pun, țin să precizez că o să pun thumbnail la acest videoclip ca să fie să arate mai bine. Am făcut deja un thumbnail cu poza asta, poza asta, am pus-o cu blur. Am blurat tot cu motion blur din ăla sau cum se cheamă. Să vină nu așa în sus, să vină așa, pe lateral, să vină blurul așa, ca niște linii. Și am pus acolo niște cuvinte, episodul 20, și am pus war. Da, n-am avut altceva ce să pun. Sper că o să vă placă thumbnail-ul, cât și acest videoclip. Să nu uitați să dați
subscribe în primul rând, un like dacă doriți așa ceva. Și să comentați cu părerile voastre. Să comentați și cu ce jocuri vreți să mai filmez. Până acum am filmat numai Clash of Clans. Bumbici n-am mai filmat deloc. Am TH sau cum n-ai vrea să o cheamă ala. 11, am deblocat tancurile. Și cam atât. La Royal n-am mai filmat de mult. Nu știu, mi se mișcă greu când filmez Royal. Clash Royal, la fel, n-am filmat deloc. N-am niciun videoclip cu Clash Royal pe acest canal. Cred că o să-l instalez și o să mă reapuc de el. M-am jucat atunci, perioada aia când l-am luat crăcuit eu. Iar după câteva săptămâni a apărut și el pe Magazin Play. L-am luat crack de pe internet pentru că în România nu apăruse. Bun, să-mi spuneți în comentarii dacă vă place baza, dacă vă place cu ce strategie atac eu, adică atac numai barci. Până acum am atacat numai barci și două speluri de lightning și unul de rage. Și văd că merge foarte bine, hai să cerem și noi niște giganți, văd că nu ne donează nimeni. Sper să intrați cât mai mult și să vă abonați cât mai mult ca să vedeți videoclipurile noastre, pentru că suntem doi. O să vedeți la descrierea canalului de ce facem doi parte din acest grup, ca să zic așa. Bun, cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Eu am fost Mihai și ne revedem data viitoare. La revedere!